Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori și toți cei care ne urmăriți, mulțumim Bunului nostru Dumnezeu care din nou ne dă această frumoasă oportunitate ca să intrăm în casele dumneavoastră. De asemenea, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că vă puneți timp deoparte ca să aveți părtășie cu noi pe această cale. De asemenea, mulțumim echipei Credo și întregii misiuni Credo TV, care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu pentru a duce cuvântul lui Dumnezeu și mărturiile copiilor lui Dumnezeu în casele credincioșilor pentru zidirea și îmbărbătarea acestora. Ca întotdeauna, în studioul nostru avem o persoană sau două sau mai multe cu care stăm de vorbă și căutăm să prindem câte ceva din experiențele dumnealor. În ziua de azi am invitat să avem împreună cu noi pe fratele păstor Daniel Mogoș, care slujește în Biserica Grace Harul din Houston, Texas. Dumnealui este împreună cu noi cu ocazia unui eveniment din familie. Unchiul dumnealui, fratele Vasile Zăgrean, un om deosebit, un om scump, un frate pe care l-am cunoscut și eu de 20 de ani, membru în biserica noastră, cu o mulțime de copii, de nepoți și strănepoți, a fost chemat de Domnul acasă. Ieri și respectiv azi am avut slujba de înmormântare. Fratele Daniel Mogoș, fiind nepot de-a dumnealui, a călătorit de la Houston la Phoenix și este cu această ocazie împreună cu noi. Am profitat de momentele acestea ca să îl invit și să vină să împărtășească cu noi câte ceva din experiențele pe care le are cu Dumnezeu. Viața dumnealui de credință este suficient de bogată ca să preia câteva din aceste lucrări ale lui Dumnezeu care să le împărtășească împreună cu noi și credem ca întotdeauna că aceste experiențe vă vor întări în credință, vă vor apropia de Dumnezeu, iar dacă sunt sceptici care ne ascultă, sperăm și ne rugăm ca să fie atrași înspre credință, credința adevărată în singurul Dumnezeu Creator, în Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, în Duhul Sfânt care lucrează în biserică și în revenirea Domnului Iisus Hristos pe nori de slavă. Așa că intrăm în subiect. Frate Daniel, vă spunem bun venit în mijlocul nostru și bun venit la emisiunea noastră. Ne bucurăm că v-ați pus timp deoparte. Azi trebuia să fiți mai mult cu familia, cu prietenii, cu rudeniile, dar ați pus un pic de timp deoparte ca să împărtășiți cu noi câte ceva din experiențele pe care le aveți cu Dumnezeu. Bine ați venit! Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și familia și biserica unde slujiți și pe fratele Vasile Ștreango, postorul principal al bisericii care este acasă, și Domnul să vă binecuvinteze slujirea. Cu ce doriți să începeți? Mă simt onorat să fiu aici împreună cu dumneavoastră și cu echipa Credo. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească pentru toată osteneala și lucrarea care o faceți pentru răspândirea Evangheliei. Și cât mai mulți care aud Evanghelia aceasta care mântuiește, să fie mântuiți și să aibă viață veșnică. Amin, amin. Aceasta este dorința noastră, pentru aceea ne luptăm. Slăviți chiar și emisiunile Domnul. Acestea. Bineînțeles că această emisiune are scopul de întărire a credincioșilor care deja îl cunosc pe Domnul, dar nici de cum nu elimină pe cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Chiar ateii sunt invitați ca să ne asculte. Sperăm să le stârnim curiozitatea. Dumnezeu are putere prin experiențele noastre să pătrundă în inima celor care n-au nimic în comun cu Dumnezeu și să vină la credință. Deci și scopul acestei emisiuni este întărirea credincioșilor și vestirea cuvântului. Aș vrea să încep. Bunicul meu a fost primul din familie care a primit credința. În ce localitate?
România. Eu m-am născut în orașul Beclean, județul Bistrița, Năsăud. Așa. Și am trăit în satul Cociu, lângă așa. Beclean. Îmi povestea tatăl meu despre tata lui, despre bunicul, a fost un om foarte aspru, dur, rău și avea un vocabular extraordinar de murdar. Când s-a pocăit și l-a acceptat pe Dumnezeu și credința în Domnul Iisus, bunicul, tata mărturisea, avea vreo 14 ani, a spus, am rămas uimit de schimbarea care s-a produs cu tata, cu bunicul. Alt om, alt vocabular, altă viață. Și mai târziu copiii, surorile lui tata, toți, bunica, au primit credința aceasta în Domnul Iisus Hristos. Viața lor s-a schimbat. Bunica a fost încercată printr-o boală foarte grea, s-a uscat pe picioare, o ducea bunicul cu carul, cu bivoli, la dispensar, o aducea înapoi și a fost câteva luni de zile. Dimineața îl întrebau oamenii, vecinii, Bade Constantin, n-a murit Lele Aurica, cum se vorbea acolo în Ardeal. Da. Și a spus, încă nu, încă nu. Frații s-au pus în post, în rugăciune și s-au întâlnit acasă la bunicii mei. Tata, fiind copil, mi-a mărturisit, în timpul rugăciunii când s-au rugat, a spus, am stat cu ochii deschiși, m-am uitat la mama să văd dacă sare din pat. Și minunea s-a întâmplat. În timpul rugăciunii, bunica a sărit din pat, s-a pus pe genunchi, a mulțumit lui Dumnezeu și de atunci până în ziua morții ei n-a mai fost la doctor. Slăvit să fie Domnul! Am învățat de la bunica, nevoitam, mă doare capul, mă seaua ca și copii, parcă era supărată pe noi, spunea, pune-te pe genunchi, roagă-te Domnului și strece. Așa o credință a avut bunica. Și au trecut ani, am venit din armată și am mers la o căsătorie, chiar în localitatea Lemniu, așa, la fratele Cornel Avram, la casa părintească, la sora lui, s-a căsătorit cu un băiat din S. Nicolaul Mare. Eu aveam probabil la vreo 18 ani pe atunci. Eram cam de aceeași vârstă, poate eram cu un an, doi mai în vârstă. Și prietenul meu, Nelu, am mers cu el, l-am reprezentat. Nelu, cumnatul meu. Nelu, cumnatul tău. Așa. Nelu Căprar, Jean. Așa. Am mers la căsătoria lui. Dimineața am rămas impresionat în casa, în casa noastră, fratelui Cornel, a părinților. De dimineață a fost rugăciune. A fost ceva extraordinar pentru mine. S-a făcut un cort frumos unde s-a ținut serviciu pentru căsătorie. Am mers cu mașina tatălui meu, Dacia. Eram tânăr, proaspăt căsătorit. Sora mea cea mai mică a venit cu noi. Și înainte ca să înceapă nunta, serviciu de căsătorie, a venit și mi-a cerut cheile de la mașină. Și-a uitat ploverul în mașină și era puțin rece. I-am dat cheile și i-am spus să nu îmi închizi cheile în mașină. Și-a luat ploverul și chiar asta s-a întâmplat. A blocat mașina, cheile au rămas pe scaun în mașină. M-am uitat atunci când a venit, i-a spus soției, n-a avut curajul să-mi spună direct, și-a spus, am închis cheile în mașină. I-am atras atenția. Mai era o singură Dacia acolo din Suceava, un unchi ceva neamuri rudenii de Alunelu. Așa. M-am informat cine este proprietarul mașinii, a venit fratele și am spus, te rog frumos, nu-mi dai cheile să încerc să deschid mașina. Și a spus, nu ți le dau, că mi-e frică că le rupi. Atunci am spus, vă rog, încercați dumneavoastră. A încercat la ială, la șofer, nici vorbă. Am spus, încercați pe partea cealaltă. A încercat, nici vorbă. Am avut o credință că dacă îmi dă mie cheia, eu deschid ușa. Și după multe încercări a lui, am spus, vă rog frumos, îmi dați și mie să încerc. Și a spus, ți-o dau, dar să n-o rupi. Am luat cheia, am introdus-o în ea, l-am învârtit-o și am spus, mulțumesc frumos.
Pentru mine a fost ceva extraordinar. Mă gândeam să sparg geamul, cum o să mă duc acasă cu geamul spart, ce are să zică tatăl meu. Am avut un moment de credință dovedit atunci. Am crezut că dacă îmi dă cheia, eu deschid. Și s-a învârtit, nu se sărupe cheia, nu. S-a deschis. S-a deschis așa de frumos, o singură întoarcere, și am spus mulțumesc. A rămas și el așa, șocat. Și atunci am avut... Unii cred că noi probabil inventăm chestiile astea. Deci aceasta a fost cum pentru e posibil mine. Așa ceva? Biblia ne spune că toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Toate. Este nevoie de credință. Credința aceasta m-a ajutat în continuare în viață. Așa. A venit primul copil, a venit al doilea. A doua experiență care am avut-o, copilul al doilea, Dănuț, avea cam 3 ani și jumătate. Într-o noapte s-a sculat în toiul nopții cu un țipăt groaznic. A sărit din pat, a început să zbiere, am aprins lumina, l-am luat în brațe și stătea, se uita așa în sus spre tavan, roată, și spunea: vine, vine, mami, tati, nu mă lăsați! Se strângea de noi. Vă spun că ne-am îngrozit de atitudinea lui. Până dimineață n-am mai dormit. Tot în starea aceasta. Se uita, l-am pus în pat între noi, se uita așa în sus, pe pereți, și dintr-o dată: vine, nu mă lăsați! Și zbera și zbera și am stat și m-am gândit... Cam la 2 ani și jumătate. Avea 3 ani. Vorbea așa, deja copilul. 3 ani și jumătate. Așa. Dimineața i-am dus copiii la mama mea, era aproape, stăteam vecini, avea grijă de ei, și am spus la mama, zic, uite ce s-a întâmplat azi noapte, supraveghează-l, mai cu atenție. La amiaz i-a pus să se culce copiii, să doarmă, n-a vrut. A venit seara, i-am dus acasă, ne-am culcat, pe la ora 11 noaptea s-a repetat. Atunci am luat copilul cu soția, l-am pus pe pat, ne-am aplecat pe genunchi, am știut că un duh străin, nu știu ce a văzut copilul, a venit și a cercetat casa noastră. Mi-am dat seama, diavolul domină și terorizează oamenii prin frică. Prin experiențe de felul acesta sunt groaznice când Satan și duhurile întunericului au putere asupra oamenilor, îi terorizează pur și simplu prin astfel de acțiuni. Nu-i lasă să doarmă. Nu-i lasă să doarmă, n-au poftă de mâncare, n-au liniște, pentru că este o realitate. Satan și toată puterea întunericului este o realitate. Este Dumnezeu și este puterea întunericului Satan. Este rai și este iad. Sunt lucruri reale. Și atunci am spus soției, dacă nu interveneam atunci, poate că îl lăsa duhul acesta, copilul, o zi, două, și iar îl lua. Și ne-ar fi terorizat pe noi dacă se întâmplă iarăși la noapte. Dacă se întâmplă iarăși la noapte. Și atunci am decis, soție, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede, și Domnul Iisus a spus, dacă 2 sau 3 pe pământ se învoiesc, este foarte important să te învoiești, ca să ceară un lucru de la Dumnezeu, Dumnezeu îl dă. Zic, mergem pe genunchi, noi avem promisiunile Domnului, promisiunile Domnului, cuvântul acesta este Logosul. Dar mai este în limba greacă pentru cuvânt, un cuvânt, rema. Diferența între logos și rema este mare. Logosul este cuvântul lui Dumnezeu care este valabil pentru toți. Dar ca logosul să se transforme în rema, trebuie ca promisiunea aceea Dumnezeu să mă vorbească mie. Și atunci logosul acela se transformă în rema când Dumnezeu spune, asta e pentru tine. Și atunci cuvântul acela viu, rema, aduce la rezolvare ceea ce cerem lui Dumnezeu. Este extraordinar lucrul acesta. Cuvântul scris și cuvântul în acțiune. În acțiune. Deci cuvântul scris e general.
Dar când este în acțiune, este rema care acționează. Lucrează. Slăvit să fie Domnul. Și atunci ne-am pus pe genunchi. Vreau să vă spun că așa rugăciune n-am făcut cu soția mea în primii 4 ani de căsătorie. În situația care a intervenit atunci. Cred că ne-a prins dimineața pe genunchi. Am insistat cu stăruință înaintea lui Dumnezeu și la un moment dat copilul a adormit. După ce a adormit, cu lacrimi am mulțumit lui Dumnezeu și am avut credința și încredințarea căci Dumnezeu a lucrat. S-a trezit copilul după ce a adormit, l-am pus în pat între noi cu lumina aprinsă, stătea acum și se uita și aștepta să vadă. N-am mai văzut nimic. A durat vreo jumătate de oră. L-am lăsat, a stat treaz, se uita în cameră, n-a mai apărut nimic. Noi îi dădeam slavă și mulțumeam Domnului. L-am pus în pătuțul lui, am stins lumina, ne-am culcat și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Astăzi este căsătorit, are un băiețel, al doilea pe drum, îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru minunile și lucrările lui care le face și astăzi cu noi. Slăvit să fie El. Deci o experiență extraordinară. Extraordinară. În momente de criză, da. Ați căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, ați plâns înaintea lui Dumnezeu, ați crezut că Dumnezeu poate să intervină. Și Dumnezeu a intervenit. Într-un mod extraordinar în viața copilului care a fost eliberat de această frică. Și e clar, copilul vedea ceva. Vedea ceva. Nu putea să explice mai mult decât că vine. Striga, vine, nu mă lăsați, nu mă lăsați. Se prindea de noi, era îngrozit. Noi am rămas îngroziți de atitudinea lui. Dar slăvit să fie Dumnezeu, Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, a biruit puterea păcatului, a morții și asupra întunericului. Yes, avem biruință. Trecem la următoarea experiență. Acestea au fost din viața mea. Am curios. Mai multe experiențe care aș putea să le împărtășim din viața mea. Din viața de slujire a bisericii în Houston, din anul 89, când am ajuns, am slujit un an în lagăr, în Iugoslavia, anul 88, am slujit biserica din diaspora Iugoslavia. Am avut experiențe deosebite în anul acela și atunci am venit în 89, am ajuns în ianuarie în Houston și până astăzi slujesc în biserica din Houston, care cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțește. Slăvit să fie Domnul! Am avut o promisiune din partea Domnului că va face minuni în biserică, care le vom vedea cu ochii noștri. Am avut o familie de vecini tânără, familia Petroescu, David și Ana, aveau 3 copii. Era în luna iunie, în toiul verii, prin anul 95, s-a întâmplat lucrul acesta. A născut ultimul copil, bebeluș, și s-au pregătit să meargă la un magazin să facă cumpărături. Și a spus sora Ana, du-te, pornește mașina, era cald afară, dă drumul la aerul condiționat că vin cu baby să fie răcoare în mașină. A plecat fratele David și a cumpărat un troc nou, Dodge, pickup truck, full size, cu 4 uși, vreo 3 tone sau cât are mașina aia. A pornit mașina, a intrat în casă pe ușa din față și ușa la garaj era deschisă. Băiețelul de 4 ani și cel de 2 ani au ieșit prin garaj. El n-a închis ușa la mașină. Băiețelul de 4 ani a deschis ușa, s-a urcat sus în mașină, iar Nathan, cel de 2 ani, a vrut și el, dar era trocul mare, înalt, s-a cățărat numai cu mâinile. Băiețelul de 4 ani a pus mașina în manșalier, în revers. Fiind în pantă, în fața casei, mașina a pornit înapoi. Băiețelul mic, cum era cu mâinile așa pe prag, s-a ținut. Când mașina a căzut jos în șoseaua cu roțile din spate, din șocul acela, băiețelul s-a scăpat sub mașină, roata din fața mașinii a trecut aici peste abdomenul lui, peste bazin,
și peste stomacul lui. Vecinii au văzut lucrul acesta, erau câțiva vecini și au rămas încremeniți. În momentul acesta, când mașina trecea peste băiețel, au ieșit și părinții din casă. Au rămas încremeniți. A trecut mașina peste băiețel. Băiețelul s-a sculat în picioare, a fugit și s-a prins de picioarele mamei. Vecinii au sunat la 911, a venit pompierii, poliția, elicopterul, salvări, au blocat tot traficul acolo pe stradă și cu elicopterul au dus băiețelul la spital de urgență. Poliția a acuzat pe tatăl de neglijență că n-a pus frâna de parking, de emergență. Și el a spus, am pus-o. Polițistul a tras mașina sus, a pus frâna, a pus-o în manșalier și mașina a plecat. Era o defecțiune din fabrică, era mașină nouă. Și a spus polițistul, acum poți să dai în judecată fabrica. A spus, vreau să văd ce va fi cu băiețelul. Nu am timp de cort, de tribunal și de judecată. Vreau să vă spun, la o oră și jumătate, aproximativ două ore, am ajuns la spital în downtown, unde a fost dus băiețelul. Când am intrat în salonul de la spital, băiețelul era într-un țarc, pus așa într-un pătuț frumos, mama era acolo lângă el, se juca băiețelul în pătuțul acela cu jucării. Și a spus sora Ana, mama băiețelului, frate Dan, hai să-ți arăt ceva. Când a ridicat tricoul băiețelului, urma de la roata din față era pe tot abdomenul lui. Era vânăt, spre negru, cum e aproape haina, Biblia. Se vedea urmele cramșa de la cauciuc, cum a trecut roata și băiețelul n-a avut absolut nimic. L-au ținut 3 zile în spital, i-au făcut analize, i-au făcut testuri, niciun strop de sânge, nici interior, nici exterior, n-a ieșit din trupul lui. Nu s-a spart nimic, absolut. Nu s-au rupt și trocul acela oasele a în bazin. La 3 tone, full size. Atunci am spus, zic, sora Ana, acolo a fost îngerul lui Dumnezeu, care n-a lăsat mai mult decât mărturia, ca oamenii, poliția și cei de la spital și biserica Domnului a durat zile întregi până s-a vindecat vinețeala de pe stomacul lui, de peste abdomenul lui. L-am binecuvântat pe Dumnezeu, l-am proslăvit pe Dumnezeu, pentru căci este atotputernic. Dacă mă gândesc acum, dacă nu rămânea urma cauciucului pe piele, nu mai era credibilă mărturia celor care spun că a trecut trocul peste copil. Oamenii spuneau, n-a trecut nimic, asta vi s-a părut vouă, copilul s-a tras, dar pentru că a rămas urma pe pielea copilului, imprimată forma cauciucului, asta a fost o dovadă de netăgăduit. Da, trocul, roata a trecut peste bazinul copilului, care trebuia zdrobit și la o greutate mai mică. Un copil la 2 ani avea oasele, deci nu, intestinele, stomacul. Nu este logic, nu se poate așa ceva. Omenește. Dumnezeiește, da. Se poate. Dumnezeiește, se poate. Dumnezeu spune și ce spune El ia ființă. Și băiețelul este mare astăzi, are cred că 18 ani deja, Nathan. N-au fost urmări după aceea. N-a fost nici cred că l-au ținut 3 zile la spital ca să-i găsească ceva. L-au ținut 3 zile la spital și nu au găsit absolut nimic. Acestea sunt lucruri pipăite de mine și văzute. Nu sunt auzite, istorisiri închipuite. Nu-s povești, nu sunt invenții. Sunt lucruri adevărate. Dumnezeu este martor, binecuvântat să fie numele Lui. Cum lucrează El, a lucrat și va lucra. Aceste minuni le face Dumnezeu
ca o confirmare a realității cuvântului descoperit în Scriptură. Yes. Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt. Ca să credem acest cuvânt, Dumnezeu ne ajută prin semne și minuni și mărturii, care nu trebuie să le întâlnim în fiecare zi, la fiecare colț, în fiecare moment. Semnele și minunile sunt tocmai semne și minuni pentru că sunt în afara normalului. Yes. Dacă noi am avea semne și minuni în fiecare zi, ele nu s-ar mai numi semne și minuni. Semnele și minunile ar deveni parte din normal. Și credem că nu e nevoie de semne și minuni în fiecare zi pentru ca să crezi. Dumnezeu ne-a dat cuvântul. Yes. Și din când în când însoțește Dumnezeu cuvântul, însoțește cuvântul ca să confirme. Yes. Ceea ce ne-a promis și ceea ce scrie. Confirmă. Și normal, dacă un om are parte de o minune într-o viață, ar trebui să fie suficient. Cuvântul. Yes. Care rămâne în veac ne vorbește, ne convinge, ne convertește, ne transformă și apoi, dacă Dumnezeu ne dă o minune, minunea respectivă confirmă acest cuvânt. N-ar trebui să mai avem nevoie și de alte minuni. Una ar fi suficientă. Yes. Pentru viața unui om. Dar iată ce milos și îndurător e Dumnezeu, că ne face parte, ne face nu de una, uneori de multe. Și sunt unii care au parte de 10, alții nu au poate nici de una într-un mod personal, doar le văd la alții. Oricum vreau să specificăm lucru care poate l-am amintit și cu alte ocazii. Credința noastră nu este în baza minunilor. Credința noastră se bazează pe cuvânt. Yes. Noi credem cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Noi îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Chiar dacă Dumnezeu n-ar face semne și minuni, noi tot îl credem pe El. Dar semnele și minunile confirmă și ne ajută să mai facem un pas. Yes. Să ne apropiem de Dumnezeu. Ne-ați istorisit deja două experiențe deosebite care ne-au întărit, ne-au îmbărbătat, ne-au îmbogățit. Mai avem timp. Experiență. Mai avem timp. Într-o seară, pe la ora 11, a sunat o soră membră din biserica din Houston și am fost solicitat să merg să fac o rugăciune pentru soțul ei. A spus, moare. Nu mai poate să respire, nu știu ce s-a întâmplat cu el, veniți și vă rugați pentru soțul meu. Am sunat pe fratele păstor și n-a răspuns. Pe baza cuvântului lui Dumnezeu, care ne spune apostolul Iacob, dacă este cineva bolnav, să cheme pe prezbiterii, la plural, la bisericii, să se roage pentru el. Rugăciunea făcută cu credință va mântui, va vindeca, va izbăvi pe cel bolnav. Era un alt frate păstor din România, din zona Caransebeș, venit în vizită. Și copiii lui erau vecini cu mine. Am sunat la vecinul și am spus, spuneți fratelui Petrică Urs să se îmbrace, că vin să-l iau, mergem undeva într-o familie. Nu obișnuiesc să merg singur, conform cuvântului lui Dumnezeu, din mai multe motive. Am luat pe fratele Petrică și am ajuns în familia sorei Lidia, familia Dupu. Fratele Costel era în pat întins, gemea. Mor. Am vorbit puțin cu el și am spus, uite, frate Costel, noi am venit solicitați de soția să facem o rugăciune. Credem în Dumnezeu, credem cuvântul lui Dumnezeu și ne rugăm pentru tine. Am pus mâna pe mâna lui în timp ce ne rugam cu fratele Petrică. A făcut o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Ardea trupul lui. Mm. Când am pus mâna pe mâna lui, ardea. Vă mărturisesc că înaintea lui Dumnezeu, în timpul rugăciunii, a fost și pentru mine o experiență extraordinară.
Trupul lui, mâna lui a început să se răcească. Când am terminat rugăciunea, a fost rece. S-a sculat, a făcut, slăvit să fie Domnul. Am văzut minunea lui Dumnezeu, rugăciunea ascultată atunci pe loc. Pentru că a fost conform cuvântului lui Dumnezeu. Noi vrem să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu și nu ieșim din el. Și noi știm căci fără credință este cu neputință, Evrei 11, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Noi prin credință suntem plăcuți lui Dumnezeu. Și tot prin credință noi pricepem toate lucrurile. Vreau să menționez lucrul acesta. Nu prin logică, nu prin rațiune sau altceva. Prin credință noi pricepem toate lucrurile. Și creația, și cum a făcut omul, cum a fost creat universul, pricepem doar prin credință. Slăvit să fie numele Domnului. Pentru că Iisus Hristos este Domnul nostru, este Mântuitorul nostru și El a spus, eu sunt același ieri, astăzi și în veci de veci. Binecuvântat să fie numele Lui. Îl glorificăm și este foarte important, credința vine în urma auzirii cuvântului. Cuvântul se propovăduiește de predicatori, de slujitorii lui Dumnezeu, oamenii aud. Și în urma auzirii se naște credința. Și credința aceasta este darul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și asta e intenția noastră prin mărturiile noastre, prin citarea Cuvântului Sfânt, prin referințele biblice, să ducem cuvântul la urechea omului, omul aude, Duhul lui Dumnezeu îl sensibilizează și naște credință. Fără de credință e imposibil să ne apropiem de Dumnezeu și cum ați amintit chiar în urmă cu câteva momente, prin credință pricepem că lumea care se vede a fost făcută din lucruri care nu se văd. Prin credință pricepem că Dumnezeu a creat cerurile și pământul și că orice altă explicație e șubredă. Niciunul dintre noi n-a fost prezent la creație în afară de Dumnezeu. Știința noastră are limite și poate să conțină erori, dar lucrurile care nu se pot înțelege în laborator, prin teste, prin metode științifice, le înțelegem și le pricepem prin credință. Mai avem timp ca să poposim la alte experiențe care le-ați avut cu Dumnezeu, fie în biserica din Houston sau la nivel de familie sau în călătorie, dacă vă vin în minte. Într-o împrejurare, în St. Nicolaul Mare, mama a avut un consătean din Căian, tot din Bistrița, de unde este mama, din Căianul Mare. Era diacul bisericii ortodoxe din St. Nicolau. Era un cântăreț extraordinar omul acela, îi plăcea cântarea. Și într-un an de sărbătorile nașterii Domnului, a spus mama, Dan, nu vii cu mine până la diacu să-l colindăm. Am spus, mamă, vin. Am luat acordeonul, îmi place să cânt și la acordeon, am mers cu tata, cu surorile mele și am cântat afară la ușă câteva colinzi. A ieșit împreună cu soția în fața ușii, a început să plângă amândoi ca și niște copii. Se scuturau amândoi în timp ce noi cântam și ei ascultau. Am intrat în casă, ne-a invitat înăuntru și a spus, mai cântați. Era cântăreț. A mai cântat și nu mai a plâns. După ce am terminat, tata i-a dăruit o Biblie. Și a spus, uite, asta e un cadou din partea mea. El a început să citească, vă spun mărturia lui, din Biblia aceea, și când mergea la biserică, lua Biblia preotului, a slujit sub trei preoți 25 de ani de zile, ca și cantor, ca și diac.
Lua Biblia preotului și spune, o deschideam, unde am citit acasă, în a mea, și ce scria la fel. Și iar am mai citit acasă, iar am citit în alu preot și scria la fel. Și atunci a spus el, l-am întrebat într-o zi pe preot și a spus, domnul părinte, eu am acasă o Biblie, am citit în ea și am citit și în a ta și scrie la fel. Preotul a spus, Biblia este Biblie, este cuvântul lui Dumnezeu, este la fel. Și a spus el, dar, uite aici, în pasajul acesta, mai bem, mai facem cu tare lucru sau cu tare și Biblia spune să nu facem. A spus preotul, asta e problema noastră, că nu facem ce spune Biblia, dar Biblia este adevărată. Și din momentul acesta, omul acesta l-a acceptat pe Dumnezeu, s-a pocăit, s-a botezat în biserică, era un om deosebit. Cânta din toată inima lui Dumnezeu, îi plăcea să cânte, foloseau frații și la predică, a devenit un slujitor extraordinar. Deci omul a intrat în contact cu Biblia, exact, care pe vremea aceea îi spunea Biblia pocăiților, yes, dar el avea acces și la Biblia ortodoxă. Yes. Și a început să le confrunte. Yes. Și era la fel. Când a descoperit și chiar preotul i-a confirmat. Că, de fapt, și pocăiții tot Biblia o citesc și că Biblia, yes, lor nu e o traducere eronată și nu e o minciună, ci conține același cuvânt, yes, autoritar al lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu l-a prelucrat mai departe l-a dus la pocăință. A devenit un slujitor al Evangheliei. Câteva cântări cu ocazia nașterii Domnului, da, Hristos, nașterii Domnului Hristos, sărbătorii, deci, nașterii. Metoda Biblie prin care se propovăduiește Evanghelia este diversă. Cântări, poezii, psalmi, propovăduirea cuvântului, mărturii de felul acesta, rugăciune și acolo, peste toate acestea, noi facem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Unul seamănă sămânța, altul udă, dar Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, face să crească. Deci fiecare, dacă ne facem datoria, Dumnezeu este suveran și El face să crească. Prin Duhul Sfânt, El convinge oamenii, Duhul Sfânt, de starea lor de păcat, Duhul Sfânt convinge oamenii de starea lor de nelegiuire în care trăiesc și Dumnezeu așa de mult a iubit lumea pentru că a dat pe singurul lui Fiu, Iisus Hristos, pentru ca oricine crede să aibă viață veșnică și mântuire. Cine nu crede, nu are viață veșnică, nu are mântuire, va fi osândit. Aici este decizia noastră. Dumnezeu ne-a pus în față cuvântul, binele și răul, viața și moartea, lumina și întunericul, și Dumnezeu ne-a lăsat pe noi să decidem. Și Dumnezeu ne-a dat sugestie și a spus, te rog, alege viața ca să trăiești. Acum decizia este la noi. Dacă vreau să trăiesc în lumină, vreau să aleg viața, vreau să aleg adevărul sau să resping aceste lucruri. Veșnicia o vom petrece împreună de ceea ce decidem astăzi în viață. După ce s-a despărțit sufletul de trup, cum am avut experiența unchiului meu, nu se mai poate face absolut nimic. Este prea târziu. După moarte, rugăciuni nu sunt ascultate, insistențe înaintea lui Dumnezeu nu sunt ascultate. Avem pilda bogatului și a lui Lazar în Sfânta Scriptură. A murit Lazar și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și a fost dus în locuința morților. Chiar de la moarte s-a făcut separarea. Din moarte, din locuința morților, l-a văzut pe Avram, pe bogat, pe Lazar, pe săracul Lazar în sânul lui Avram. Și a spus, Părinte Avrame, prima rugăciune care face omul acesta e după moarte. După moarte. Lasă-l pe Lazar să vină doar un strop de apă, să-mi pună pe limbă, grozav, mă chinuiesc aici, în văpaia aceasta. A spus, fiule, l-a numit fiu, nu se poate. Rugăciune prea târziu.
Lasă-l să meargă înapoi în viață, să învie din morți, mai am 5 frați. Să le spună să se pocăiască ca să nu ajungă aici. Singura metodă să nu ajungem în iad este pocăința. Și aceasta este astăzi în viața în care trăim. După moarte este prea târziu. Și a spus, are acolo Biblia, are prorocii, are pe Moise, să asculte de Evanghelie, de Cuvântul lui Dumnezeu și nu va ajunge unde ești tu. Dacă nu ascultă de Cuvântul care e scris și de predicatorii care vestesc Cuvântul, chiar dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede. Tot nu vor crede. Sunt oameni și eu am cunoscut și dumneavoastră sunt convins că ați cunoscut oameni care au avut parte de minuni. Chiar dacă nu în mod direct în viața lor, dar au avut parte să vadă minuni. Au fost martori la minuni și nu s-au pocăit. Nu s-au întors la Dumnezeu. Au fost oameni care chiar au trăit ei înșiși minuni. Au avut experiențe de intervenții miraculoase în viața lor și nu s-au pocăit. N-au slujit lui Dumnezeu. Minunile nu i-a ajutat la nimic. Este foarte interesant ce specificați mai înainte. Faptul că Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu liberul arbitru. Omul are libertatea să decidă. Are și capacitatea să decidă și să deosebească. În comparație cu alte viețuitoare care nu pot să deosebească binele de rău, noi putem să deosebim. Dar avem și libertatea să alegem. Nu doar că avem înțelepciunea și capacitatea să deosebim, avem și libertatea să alegem. Ca să ne ajute Dumnezeu în luarea deciziei, El ne dă două variante. Ne pune în față binele și rău. Viața și moartea. Confirmă faptul că avem libertatea să alegem. Și Dumnezeu respectă decizia noastră. Foarte interesant. Dumnezeul Creator respectă decizia noastră, dar ne sugerează, ne poruncește chiar, ne îndeamnă, stăruiește de noi să alegem, cum e normal, viața. Binele, viața. Și omul alege. E hotărârea omului. E foarte interesant că mulți oameni așteaptă ca altcineva să decidă pentru ei. Nu se poate. Altcineva să hotărască pentru ei. Ei stau liniștiți, mai contemplează, mai cugetă, mai gândesc, se mai relaxează, se mai mulțumesc cu gândul că ce se va întâmpla cu toată lumea se va întâmpla și cu ei. Și dacă toată lumea merge în iad, va merge și el în iad, dacă așa va fi cu toată lumea. Și acceptă rolul victimei. Nu pot să fac nimic. Eu spun colegilor și tuturor, dacă am șansa și ocazia ca să nu merg unde merge toată lumea, pentru că largă este calea care duce la pierzare, este îngustă calea și poarta este strâmtă care duce la viață. Și sunt puțini care merg pe ea. Sunt mulți care merg pe calea largă, care duce la pierzare. Deci de ce aș vrea eu să mă duc pe calea pe care merge toată lumea dacă știu că am finalul... Am ocazia să schimb destinul veșnic. Deci nu este aici doar... Și aici suntem binecuvântați pe pământ, dar este vorba de destinul nostru veșnic. Și judecata lui Dumnezeu va consta în faptul a ceea ce alegem noi astăzi. Vom fi judecați și despărțiți de El sau împreună cu El în virtutea deciziei pe care o facem astăzi. Noi o luăm. Deci este foarte important lucrul acesta. Decizia este astăzi la noi. Și Apostolul Pavel spunea în Atena, într-o împrejurare, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, Dumnezeu nu ține seama de vremea de neștiință, ci poruncește astăzi tuturor oamenilor de pretutindeni, este poruncă, să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate prin omul care l-a rânduit pentru aceasta, pe Iisus Hristos. Deci, cât omul trăiește în păcat și neștiință, Dumnezeu nu-i ține seamă trecutul acela.
Dar de acolo, când a primit cunoștința, a auzit Evanghelia, i s-a oferit șansa și posibilitatea. Și Dumnezeu dă șansă omului o dată, de două ori, de trei ori în viață și în ziua aceea niciun om nu se va putea dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu. Doamne, n-am știut, n-am auzit, n-am știut să fac deosebirea între bine și rău, între viață și moarte, între lumină și întuneric. Nu va fi dezvinovățire. Înțeleg. Dumnezeu este drept și acordă șansa și ocazia fiecărui muritor, cel puțin odată, să se întâlnească cu Evanghelia, și cineva să-i spună și el să ia hotărâre, să ia hotărâre de dreptul lui. Este foarte interesant. Sufăr întotdeauna când mă gândesc la modul în care diavolul ține o lume întreagă sub o minciună, yes, sub o înșelăciune, acceptând ideea că ce se va întâmpla cu toată lumea se va întâmpla și cu mine și e bine așa. Dacă n-am avea exemplele din Scriptură, dacă n-am avea Vechiul Testament și Noul Testament ca să reflectăm, să analizăm adevărul revelat acolo, am avea o scuză, dar e foarte simplu doar să mergem în cazul lui Noe și în perioada în care Dumnezeu a nimicit întreg pământul sub apă și cu apă, a salvat 8 suflete în corabie. Yes. Cu ce i-a ajutat pe oameni? Restul lumii, nu știm care a fost populația lumii atunci. Câteva milioane, câteva sute de milioane, 1 miliard sau 2 miliarde. Nu știm exact populația lumii de atunci. Dar cu ce i-a ajutat pe oamenii de atunci să ia poziția victimei și să spună ce se va întâmpla cu toată lumea, se va întâmpla și cu mine. În timp ce ușa de la corabie era deschisă și toți aveau posibilitatea să intre în corabie. Yes. Și toți au stat și s-au uitat la ușă, mulțumindu-se și acceptând minciuna diavolului care le spunea, auziți, ce se va întâmpla cu toată lumea, se va întâmpla și cu voi. Yes. S-a închis ușa corabiei și când a început să cadă ploaia și să se ridice apa, a fost prea târziu. E extraordinar modul în care, cred că într-un mod identic, în anii în care noi trăim, în perioada în care noi trăim în istorie, la fel gândește lumea, milioane de români, compatrioții ai noștri, yes, în România și pretutindeni, trăiesc cu acest concept. Ce se va întâmpla cu milioanele de români din istorie și din lume care trăiesc acum, se va întâmpla și cu mine. În timp ce corabia e în fața lor. Yeah. În timp ce corabia are ușa deschisă. Care ar fi ultimul îndemn pentru cei care se uită la corabie și ușa este deschisă? Și dați-mi voie să vă reamintesc sau să vă reasigur, corabia este în fața dumneavoastră, vorbind despre corabia mântuirii, despre mijlocul prin care omul este salvat de pedeapsa veșnică și de iad. Este vorba de corabia mântuirii care e oferită prin Domnul Iisus Hristos și prin jertfa Lui. Intrăm în posesia ei și intrăm în această corabie prin credință. Iată-ne că suntem în fața acestei corabii. Și probabil că mulți dintre dumneavoastră încă n-ați avut un moment în care să spuneți, Doamne, cred, Doamne, accept. Nu ați căzut pe genunchi înaintea Mântuitorului Iisus Hristos ca să vă predați viața și să intrați prin credință în această corabie. Un gând pentru cei care privesc la corabie, au auzit despre această corabie, poarta încă este deschisă și stau pe gânduri. Este foarte adevărat. După ce a terminat Noe corabia, ușa corabiei a stat deschisă 7 zile. Și acum vreau să vă citesc din Cartea Evreilor, din capitolul 2,
Pentru că prin același cuvânt, Apostolul Petru ne spune, deci prin același cuvânt al lui Dumnezeu, că cerurile și pământul de acum sunt păstrate, sunt păstrate pentru ziua de judecată a lui Dumnezeu prin foc. Nu l-au crezut atunci că va veni potopul de apă și nu cred oamenii nici astăzi că va veni din nou judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu peste. Și spune aici în Cartea Evrei că dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, neclătinat, cuvântul lui Dumnezeu vestit prin îngeri, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, slăvit să fie Domnul. Timpul nostru a expirat, iată o chemare directă din partea cuvântului lui Dumnezeu și o avertizare pentru cei care ascultă, au posibilitatea să iau o decizie și încă stau în nepăsare. Nimeni nu va scăpa de judecata și pedeapsa lui Dumnezeu, mai ales dacă ai ascultat mesajul, l-ai auzit și ți s-a vestit și ți-ai întors spatele. Ne rugăm și dorim din toată inima pentru toți cei care ne urmăresc și ne ascultă să intre în corabia mântuirii, să aibă parte de binecuvântare și veșnicie alături de Dumnezeu. Vă salutăm din însorită Arizona, vă transmitem binecuvântările Domnului și ale noastre pentru toți cei care ne urmăriți și vă închinați împreună cu noi. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze!